Ideea evenimentului Iarmareco a provenit dintr-o dorință de a aduna într-un loc pe toți cei mai buni, producători ecologici, activiști, oameni buni care fac treabă ca să miște țara noastră spre un viitor mai verde. Scopul acestui eveniment este de a arăta populației noastre că sunt foarte multe inițiative și mulți producători buni, ecologici, sociali în țara noastră cu care putem să ne mândrim. Moldova are un mare potențial de a deveni un model de dezvoltare durabilă, cunoscut în toată lumea prin produse ecologice, sănătoase, organice, locale, artizanale. Iarmareco este un eveniment pentru trup și suflet, pentru că aici poți să găsești produse alimentare pentru familia ta, poți să găsești produse handmade, poți să te odihnești cu copiii și în același timp poți să înveți multe lucruri în cadrul atelierelor. Considerăm că anul acesta Iarmareco a fost foarte reușit. Avem peste 85 de expozanți care vin din diferite zone ale Moldovei și reprezintă diferite domenii. Pentru prima dată avem la Iarmareco alune, avem cașcavaluri artizanale sau chiar și făină din spelt ecologică proaspăt răcinată. Am avut în jur de 20 de ateliere pe diferite tematici despre lucruri practice, de exemplu, cum poți să alegi mierea bună, cum poți să sedești în copac, cum poți face compostarea în condițiile orașului, cum poți să protejezi plantele tale fără a folosi chimie. Avem o expoziție de tablouri pe tema schimbărilor climatice. Și avem foarte mulți vizitatori.